Însă, nădejde aceasta, nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 5. Te vor hrăni împărați și împărătesele lor te vor alăpta. Se vor închina cu fața la pământ înaintea ta și vor linge țărâna de pe picioarele tale, ca să știi că eu sunt Domnul și că cei ce nădăjdesc în mine nu vor fi dați de rușine. Isaia, capitolul 49, versetul 23. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Ieremia, capitolul 17, versetul 7. Celui cu inima tare, tu-i pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Isaia, capitolul 26, versetele 3 și 4. Da, suflete, încredete în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Salmul 62, versetele 5 și 6. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut și sunt credința că el are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. A doua epistola a lui Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul 12. De aceea și Dumnezeu fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba și în, care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică bărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdea din lăuntrul templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Epistola către evrei, capitolul 6, versetele 17 la 20. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea în prejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci, pricina de potignire a crucii s-a dus. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, versetul 11. Suflete prea curvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 4. Întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 22. După cum este scris, Iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Și cine crede în el, nu va fi dat de rușine. Epistola lui Pavel către Roman, capitolul 9, versetul 33. Cinstea aceasta este, dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului, și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Întâia epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 2, versetele 7 și 8. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine iar eu față de lume. Epistola lui Pavel către Galaten, capitolul 6, versetul 14. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 2, versetul 20. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, versetul 24. A doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 2, versetul 12. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Dacă ne lepădăm de el, și el se va lepăda de noi.